Bine v-am găsit, sunt Cornelia Crevean. Imediat se încheie campania electorală în ceea ce înseamnă radio, televiziune. Alături de mine, în emisiunea de astăzi, este domnul Cătălin Anton, consilier local PNL, totodată președinte la ședințele de Consiliu Local și președinte la organizația de senior PNL. Bună ziua, bine ați venit alături de mine. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Domnule Anton, imediat se încheie o altă campanie electorală. A câta pentru dumneavoastră? Păi, după campaniile din 2020, asta ar fi următoarea campanie. În politică? În politică, de 7 ani. De pe margine, ca om normal, toți am trăit până acum, de la Revoluție încoace, multe campanii electorale. Cum vi s-a părut cea de acum față de celelalte? Campania de acum este cu o implicare mult mai mare din partea tuturor, mai ales pe mediul online. Dacă în campania din 2020 au fost anumite modele pe care le-au folosit unii pentru zona de online și de mass media în general, acum toată lumea s-a concentrat să fie prezentă peste tot, și în stradă, și în online, și în presa scrisă, audiovizual. A fost o campanie curată, corectă, sau cum s-a văzut acolo la dumneavoastră în organizație? Campania a fost una foarte activă și prezentă. Au fost și elemente care au condus la puncte de inflexiune în ceea ce privește modul de abordare al zilei, adică au fost și elemente tensionate în momentul în care candidații s-au întâlnit cu cetățenii, au fost și elemente de corectitudine și bună înțelegere, ca să zic, și apreciere a ceea ce prezenta candidatul. Trebuie să înțelegem că fiecare partid are zona de influență și zona de credibilitate și atunci fiecare partid trebuie să înțeleagă că, în afară de cei care sunt membri activi sau simpatizanți, există și o zonă de nedeciși care ei până la urmă vor înclina balanța în ceea ce privește rezultatul final. Credeți că încă sunt oameni care nu știu cu cine votează astăzi, de exemplu? Da, sunt foarte multe persoane care Dar nu știu. Ce să te facă să fii atât de indecis? În primul rând, lipsa de interes pentru acest model de a face politică. În al doilea rând, probabil unii sunt dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani și nu mai vor să aleagă nimic. Tocmai de aceea aici este zona pe care trebuie să o accesăm, astfel încât cetățenii care sunt nedeciși sau cei care nu vor să se implice, totuși să schimbe raționamentul și să participe la viața politică a orașului. Bun. Pentru că e important. Ce să-i spunem unui om care nu mai vrea să voteze, de exemplu? Nu mai vreau să votez, nu mai vreau să aud de politicieni. Trebuie să le spunem acestor cetățeni că oamenii au tendința de a progresa și a se dezvolta. Chiar dacă în trecut au existat anumite greșeli, acestea pot fi corectate. Și mai mult de atât, stilul de a aduce în discuție permanent problemele greșite în trecut și a le prezenta în campaniile actuale ca fiind elemente foarte importante, trebuie să înțelegem că ele trebuie lăsate acolo unde sunt în trecut, să înțelegem că a trecut încă un ciclu electoral peste oraș, că în acest ciclu electoral a fost altcineva la conducerea orașului și să vedem ce putem face de acum înainte. Dacă ne raportăm tot timpul la trecut, nu o să putem merge spre viitor. Așa este. Toate partidele fac apel la cetățeni, să iasă cetățenii la vot. În primul rând să iasă. Nu contează cu cine votați, nu contează pentru cine țineți ștampila în mână. Important e ca voi să votați. La ce scor vă așteptați, domnule Cătălin Anton? Pentru că probabil ați simțit strada, știți exact cum stau lucrurile în momentul de față. V-ați făcut o impresie și dumneavoastră și alianța din care faceți parte. Da, nu cunosc care sunt elementele statistice ale unui sondaj cu privire la candidați și
locul acestora în sondaj, dar în discuțiile cu cetățenii pe stradă, foarte mulți sunt nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în cei 4 ani, foarte mulți își aduc aminte de ceea ce s-a construit în Brașov în ultimii 20 de ani și poate că pentru prima dată sunt foarte mulți care merg pe principiul, chiar dacă am mai participat la vot, pentru prima dată voi alege pe cineva care face și nu voi alege răul cel mai mic. Cred că e foarte importantă gândirea aceasta, ziceți, da? Da, da, da. Dacă să-l bateți pe Alen Coliban, ce program aveți împreună cu George Scripcaru? Îngrijorat destul de tare și Alen Coliban în ultimele săptămâni. Păi, programul pe care candidatul George Scripcaru l-a prezentat are foarte multe elemente de construcție. Sunt foarte multe proiecte care ajută la dezvoltarea orașului, atât în plan urbanistic, cât și în plan al mobilității. Vor fi foarte multe structuri construite, atât subterane cât și supraterane. Vor fi lărgiri de străzi, vor fi foarte multe reglementări ale situației juridice, ale drumurilor și ale zonelor care au probleme la momentul actual, deși foarte mulți își exprimă nemulțumirea că lucrurile astea persistă, ele au persistat încă 4 ani, deci nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește modul în care și-a desfășurat mandatul domnul Alen Coliban. A fost foarte bun la povești pe Facebook, este minunat, i-am zis de nenumărate ori în Consiliul Local, dar în ceea ce privește a face, la ora actuală se laudă doar cu proiecte începute în mandatul anterior al lui George Scripcaru, pe care nici pe acelea n-a reușit să le termine în termenele prognozate. Toate au fost depășite. Când ne raportăm la grădinița de pe Popasu, corpul nou de la școala 30, sunt o mulțime. Da. Ideea e că George Scripcaru pare destul de pregătit să arate că ce i s-a întâmplat acum 4 ani de zile a fost o greșeală. Că a pierdut alegerile. Că a fost o greșeală lucrul acesta. Și parcă a venit cu un suflu nou, o forță nouă cu care chiar vrea să demonstreze că acum 4 ani i s-a întâmplat o greșeală. Așa este. În toate conferințele la care a participat sau la toate întâlnirile cu cetățenii din cartiere, a arătat că nu a uitat nimic din ceea ce a cunoscut până în anul 2020. Știe fiecare proiect în ce stadiu se află și unde trebuie să ajungă. A demonstrat de asemenea că are toate datele cu privire la studii și la alte elemente care sunt necesare parcurgerii unor pași pentru realizarea proiectelor. Și mai mult de atât, nu s-a ferit să spună și ce lucruri s-au întâmplat greșit în acest mandat al domnului Coliban, prin faptul că este la curent cu tot ceea ce se întâmplă atât pe stradă, cât și în plan urbanistic, al mobilității și al tuturor elementelor care guvernează activitatea de zi cu zi a acestui oraș. Pe surse se anunță un consiliu local cocktail Molotov cu o componentă mai din toate partidele, și de la AUR, și de la SOS, și de la PNL, și de la PSD, deci vor ieși scântei. Nu știu dacă pentru cine câștigă alegerile, nu știu cum va fi. Știți care e problema cu sondajele astea? Au o marjă asta de eroare. Asta e pe surse, știți? Da, da. Asta e pe surse. Da, și pe surse, ei se bazează pe niște sondaje cu marjă de eroare destul de mare, 3,5-3,7%, ceea ce este o marjă destul de mare. Mai mult de atât, contează și cine comandă aceste studii și aceste sondaje. Bine, ar fi foarte trist să comande un partid studiile și să îi se dea o eroare atât de mare încât să îi se spună ești câștigător și tu să nu câștigi. Adică nu știu ce să mai caute acolo vreodată cel care face sondajul. Știți care e problema? Tipul ăsta de sondaje cu efect invers nu se întâlnește doar în România, s-au întâlnit și în alte state. Fiecare încearcă să-și maximizeze și să-și potențeze valoarea de piață prin diferite metode, că o face prin conturi false, cum face USR-ul, sau o fac prin a plăti anumite sondaje care nu sunt
conforme cu realitatea. Știm și de la ultima campanie electorală că înainte de campanie erau anumite sondaje și pe timpul în ziua votului sondajele se confirmau sau nu. Depinde de ce casă de sondaje a fost făcut. Da. Și marja de eroare după aia se vede dacă s-a respectat sau nu. Dar să știți că și în marja de eroare contează foarte mult ce item alegi, cum pui întrebarea, că e închisă, că e deschisă. Și atunci oamenii au șansa să și greșească când răspund. Sigur că da, așa este. Știu că mai aveți niște acțiuni, chiar dacă pe radio și pe televiziune campania electorală se încheie, pe stradă încă nu se încheie. Da, pe stradă campania se va încheia mâine la ora 24. Până atunci avem întâlniri cu cetățenii. Candidatul George Scripcaru se va întâlni cu cetățenii pe stradă, va discuta cu ei, îi va întreba ce consideră dânsii că mai trebuie făcut în orașul ăsta, pentru că fiecare poate avea o idee bună și toate împreună pot duce la dezvoltarea orașului și mai ales la deblocarea orașului. Sigur că da. Mă uitam pe programul lui George Scripcaru pentru cei care nu l-au citit încă, cei care nu l-au vizualizat. Intrați pe domeniul scripcaru.ro și acolo găsiți absolut tot programul Deblocăm Brașovul, așa cum l-a intitulat George Scripcaru. Sunt foarte curioasă ce se va alege după ziua de 9 iunie. Nu știu cum vă pregătiți ca secțiile de vot să fie curate, oamenii să fie curate în toate sensurile, ca să nu ne mai trezim cu tot felul de acuze, cu tot felul de fraude, cu tot felul de saci plimbați, voturi aduse și puse în saci și așa mai departe. Putem asista la lucruri de genul acesta în campania aceasta? Eu sper că nu și încurajez pe toată lumea care participă în secțiile de votare să fie vigilent în ceea ce privește modul în care se desfășoară activitatea de votare. De asemenea, cetățenii sunt foarte implicați și probabil va fi o prezență la vot mai mare decât în 2020, pentru că atunci a fost și situația cu pandemia și probabil au fost și foarte mulți care au crezut că George Scripcaru va câștiga oricum alegerile, pentru că așa fără se să iasă lumea la fără vot, să iasă da? Lumea la vot. Noi în tot acest timp al campaniei i-am încurajat oamenii să iasă la vot, pentru că acest drept a fost câștigat cu greu de oamenii în decursul timpului și votul universal femei bărbați în România abia după 1946 a intrat în vigoare. Și e păcat ca acest drept să nu-l putem folosi într-un mod conștient și să devenim implicați ca cetățeni astfel încât orașul să se dezvolte și să nu mai stea pe loc. Credeți că asta se va întâmpla dacă nu iese George Scripcaru? Dacă acum cu un consiliu cu trei partide, domnul Coliban a avut sau nu a fost politicianul care să facă acea majoritate, pentru că nu are nici experiența, nici pregătirea necesară ca să facă o majoritate, nici nu înțelege ce e la un dialog și ceea ce înseamnă un parteneriat, că aici în Consiliul Local nu suntem colegi de partid, suntem parteneri parteneri politici. Și atunci, dacă în condițiile în care au fost doar trei partide n-a putut să-și facă o majoritate, probabil că în varianta în care se confirmă anumite sondaje care intra mai multe partide, dar asta rămâne să dovedească ziua votului, probabil că îi va fi și mai greu să realizeze o coeziune astfel încât să poată să conducă din punct de vedere administrativ orașul în condiții foarte bune. Ați fost consilier local în mandatul acesta. Cum vedeți mandatul pe care l-ați avut? Ce notă vă dați? Știți că vreți să continuați și dumneavoastră? Deci, din punct de vedere al autoevaluării, în afară de ceea ce am postat pe site-ul primăriei în fiecare an ca raport de autoevaluare, consider că am fost destul de implicat, am avut o activitate politică intensă, am condus prin votul colegilor Consiliul Local ca președinte de ședință aproape 2 ani. În zona în care am fost eu implicat ca și consilier local pe zona tractorul, am făcut destul de multe, dacă e să
iau cele realizate, prelungirea traseului 36, faptul că s-au plantat copaci pe străzile 13 decembrie și Zaharia Stancu după lungi perioade de interpelări, faptul că am reușit anumite lucruri în ceea ce privește carosabilul să-l rezolvăm, că a fost peticit sau că s-a asfaltat din nou. Au fost, bine, nu înseamnă că aceste lucruri le-am făcut eu, nu, le-a făcut primăria, dar interpelările continue pe care le-am făcut cred că au contat foarte mult, astfel încât la un moment dat a trebuit să ajung chiar și în Comisia de Circulație ca să pot să mut o trecere de pieton care încurca sensul giratoriu de la Independenței cu 1 decembrie. Să vedem ce se va întâmpla cu semafoarele din Brașov, acestea pe care le vedem că doar pâlpâie în perioada aceasta. În discuțiile cu specialiștii i-am întrebat și eu de ce nu dau drumul, că au posibilitatea dintr-un buton să dea drumul la semafoare și au zis că nu încercăm acum pentru după campanie, da. Și probabil vor să le dea drumul după campanie ca să arate că într-adevăr trebuie folosit transportul public în comun, pentru că altfel stai la semafor. Deci nu o altă politică de conștientizare, o politică de forță. Da, ideea e că Alen Coliban a venit cu acest program, că vrea să facă un oraș mai verde și din acest motiv sunt atât de multe semafoare montate, probabil ca să te determine la un moment dat să renunți la mașină și să folosești autobuzul. În toată Europa... Da, știți cum e. Dacă traficul este blocat și autobuzul este blocat categoric, în același timp, da? Oricât de verde ar fi orașul acesta. Categoric. Și trebuie luat în calcul că în majoritatea orașelor la care se raportează de fiecare dată, există pasaje subterane și supraterane care fluidizează traficul. Nu trebuie să pui semafoare ca să poți să fluidizezi traficul. Și dintr-o singură încercare, la un moment dat, traficul s-a blocat de tot. Dacă e să ne luăm acum, când semafoarele nu funcționează și sunt timp nepierduți să stai la semafor, se fac cozile pe tractorul până dincolo de Lidl, când le va da drumul, va fi traficul blocat automat prin culoarea roșie a semaforului. Deci nu va mai fi o posibilitate să mai înaintezi. Vom vedea cum va decurge modelul. Da. Ce ați vrea, din punctul dumneavoastră de vedere, ca și consilier local, PNL, să se implementeze întâia dată din programul Deblocăm Brașovul? Păi, eu aș vrea mai multe să se întâmple dintr-o dată. Ținând cont că stau în tractorul, ar fi importantă realizarea deblocării la ieșirea spre Sânt Petru. Stați într-o zonă grea a Brașovului. Da. Apoi reglementarea juridică a străzilor să se facă mai repede, astfel încât să putem aduce străzile la standardul prevăzut de lege, adică să aibă trotuare, să aibă refugii și tot ce este necesar pentru o circulație în siguranță, mai ales pentru trecători. În tractorul nou, de exemplu, toată lumea circulă pe stradă pentru că nu sunt trotuare. Asta se poate reglementa, bineînțeles. O dezvoltare a rețelei RAT în tractorul nou, pentru că aici mă refer doar la zona pe care am încercat să o... în care m-am implicat în acest mandat. Dar la nivelul orașului sunt foarte multe lucruri de făcut. Că sunt parcări, că sunt traversări, că sunt, eu știu, stabilirea unui management al străzilor, care sunt cu sens unic, care sunt cu dublu sens. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Da, așa este. Și așa cum a zis George Scripcaru, din momentul în care va ajunge primar, de-a doua zi se și apucă de treabă, pentru că pentru foarte multe proiecte studiile există. Chiar dacă domnul Coliban spune că el le-a făcut din nou. A făcut din nou cum e la școala 30, l-a făcut prost, a trebuit să-l mai fac o dată și abia acum s-a terminat școala, în luna martie-aprilie. Da. Deci avem zile cumva grele. Pe data de 9 iunie, brașovenii trebuie să iasă la vot. Da. Este un îndemn din suflet. Pe oricine votați, trebuie să o faceți. Că până la urmă spuneți dumneavoastră că sunt oameni indeciși, care nu vor să, adică nu știu cu cine să voteze, sau unii care nu doresc să voteze, dar după aceea se trezesc că de pe margine ei comentează, își dau cu părerea, au pretenții. În momentul în care tu nu votezi pentru unul dintre cei pe care îi ai pe lista de primari și pentru cei care sunt pe lista de consilieri locali, poți avea pretenții?
de vreun fel? Știți cum e? Asta e farmecul democrației. Putem să nu participăm, dar toți să intervenim. E foarte bine că suntem în democrație și nu mai suntem în comunism. Dacă e să mai aducă domnul Coliban, un maestru al manifestului lui Marx și Lenin, așa a zis în Consiliul Local, că îl știe pe din afară, deși l-am întrebat ce scrie la pagina 7 și nu știu să-mi spună. Ideea este că oamenii trebuie să înțeleagă că acest spirit civic este important. Și noi trebuie să ne implicăm în activitatea, că este în zona de la bloc, că este în cvartal, că este în oraș, trebuie să ne implicăm, pentru că dacă așteptăm doar să ni se facă lucruri fără ca noi să fim, măcar să spunem, domnule, uite, pe strada cu tare se întâmplă ceva, și atunci autoritățile, prin instituțiile pe care le au sau prin serviciile specializate, pot reglementa anumite lucruri. Când nu se toaletează azi pe strada X și se toaletează pe Y, se poate rezolva astfel încât să asigurăm condițiile optime pentru toată lumea. Că e vorba de însorire, că e vorba de verde, toate se pot reglementa cu voință și cu dorință. Așa că putință este. Trebuie să existe. Trebuie să existe, sigur că da. Cum v-ați vedea dumneavoastră în Consiliul Local, în ședințe, ca până acum și anii viitori? Păi, în condițiile în care voi fi ales consilier local, automat, dacă voi fi validat de către partid și apoi de către judecătorie, îmi voi lua atribuțiile de consilier local. Sper ca pe timpul mandatului domnului George Scripcaru, căruia îi doresc succes și cred că va câștiga, se va reglementa și situația accesului consilierilor locali în primărie, pentru că domnul Coliban ne-a interzis accesul și discuțiile cu angajații primărie, ceea ce mi se pare o aberație totală. Pentru că în discuțiile cu angajații primăriei sunt anumite lucruri minore care nu trebuie să ajungă la urechea primarului, că pe strada nu știu care a căzut un copac și trebuie să meargă cineva să rezolve o cracă ruptă, sau nu cred că trebuie lăsat doar primarul să se ocupe de activitatea orașului, ci acești consilieri, de aia sunt aleși, să fie implicați și să fie la curent cu tot ce se întâmplă în zonele pe care le-au, să zic, în responsabilitate. Dacă o să câștige Alen Coliban, cum vă vedeți în Consiliul Local? Nu iau în calcul această variantă. Bun, hai să vedem pe final ce variantă luați în calcul. Le-o transmiteți brașovenilor, mesajul dumneavoastră pentru alegător pe final. Mesajul meu pentru alegător pe final, l-am zis și în timpul emisiunii, este prima dată când la alegeri putem alege pe cineva care face și nu răul cel mai mic. Putem alege pe George Scripcaru ca primar al Brașovului, are experiența necesară, are toate elementele de legătură dintre proiecte, astfel încât acestea să fie într-o simbioză și orașul să se dezvolte într-o formă frumoasă, ca Brașovul să revină acolo unde a fost până acum 4 ani, între orașele fruntașe ale țării din punct de vedere economic, întreținere, estetic, cultural și așa mai departe. Iar dumneavoastră, succes! Mulțumesc foarte mult! A fost domnul Cătălin Anton, consilier local PNL, președinte de ședințe la Consiliul Local și totodată președinte la Organizația de Seniori PNL. Spuneam că sunteți cam tânăr pentru Organizația de Seniori. Așa a fost traseul vieții. Dar ați spus că ați lucrat în armată. Da, am lucrat în armată, am fost pensionat pe caz de boală fiind operat la coloană și în condițiile acelea nu mai puteam îndeplini sarcinile prevăzute de lege. Și așa ați ajuns președinte la Organizația de Seniori PNL. După o perioadă. Nu, după o perioadă, întâi sigur, am intrat în partid și apoi, cu timpul, lucrurile au decurs în acest sens. Succes pentru dumneavoastră, succes pentru George Scripcaru, să ne revedem cu bine după ziua de 9 iunie. Cum spunem noi jurnaliștii, există viață și după 9 iunie, pentru că de 2 luni aproape numai emisiuni politice realizăm, publicitate, și mă întorc cu un alt invitat alături de mine.